Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice din cadrul Consiliului Federal Elvețian a transmis Ministerului Finanțelor Publice Român faptul că s-a aprobat proiectul depus de municipiul Suceava privind modernizarea iluminatului public din Suceava. S-a aprobat primul proiect pentru România din cele 4 orașe care sunt parteneri cu fondurile elvețiene, respectiv Suceava, Cluj, Arad și Brașov. Deci primul proiect a fost aprobat la Suceava, management modern și eficient al iluminatului public din municipiul Suceava. Bugetul proiectului este de aproximativ 5,25 milioane de euro, echivalent în franci elvețieni, din care contribuția elvețiană este de aproximativ 4,3 milioane de euro, iar 900 de mii de euro cofinanțarea de la bugetul local. Și ca urmare acestui lucru, v-am spus că 200 de mii de euro de acolo vor putea fi folosite pentru proiectul următor, cel cu achiziționarea de 40 de autobuze electrice în municipiul Suceava. Proiectul vizează modernizarea iluminatului public pe întreg arealul municipiului Suceava, cu excepția zonei modernizate deja. Se dorește astfel obținerea de economii de energie prin introducerea unor corpuri de iluminat noi, performante, cu surse de iluminat cu tehnologia LED, dar și prin controlul și monitorizarea funcționării acestora cu ajutorul unui sistem de telegestiune. Concret, un număr de 3816 corpuri de iluminat vor fi înlocuite cu aparate de iluminat LED. Odată semnat contractul de finanțare, în luna iulie, se vor demara procedurile de achiziție publică pentru executarea lucrărilor. Durata de execuție a acestui proiect este de 18 luni și vorbim despre primul proiect aprobat în România pe fonduri elvețiene. Au mai solicitat finanțare pe baza unor proiecte municipalitățile din Cluj-Napoca, Arad și Brașov.